fetele mele frumoase, eu sunt Daria și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, după cum ați putut vedea și în titlu, este despre cărți, seriale, filme, lucruri cu care ar trebui să ne ocupăm timpul eficient acum că stăm acasă mai mult decât am vrea. Iar dacă v-am făcut curioase, vă rog să rămâneți în continuare. Prima carte cu care vreau să încep astăzi este pentru unele dintre voi poate cunoscută și anume În ape adânci de Paula Hawkins, autoarea bestsellerului Fata din tren. Ambele cărți mi-au plăcut foarte, foarte mult, mi se par foarte bune. Practic, autoarea povestește și ilustrează povestea lui Nell, o fată moartă, din perspectiva mai multor personaje. O să vedeți că la un moment dat o să vi se pare prea multe, astfel cred că reușește și să ne deruteze pe parcurs ca să nu ne dăm seama de finalul cărții, ceea ce îmi place foarte, foarte mult la aceste cărți scrise de Paula Hawkins este că niciodată nu poți să-ți dai seama de final. Sunt niște cărți care nu sunt previzibile absolut deloc, oricât aș încerca mereu să-mi dau seama ce final ar putea ascunde aceste cărți de la ea, niciodată nu reușesc. Și poate de asta îmi plac atât de mult, efectiv, când termin o carte de genul acesta, pentru că să știți că cărțile de mister, crimă, sunt cele care îmi plac cele mai mult. De fiecare dată când termin o carte din aceasta cu un final la care nu m-am așteptat deloc, mereu rămân cu gândul la ea, încerc să mai răsfoiesc paginile ca să-mi dau seama unde m-aș fi putut prinde de final. Dar da, mi se pare cel mai extraordinare cărți, mai ales din punct de vedere al finalului. Știu că Fata din tren am citit-o acum mulți ani, cred că a fost și una dintre primele cărți citite de mine acum mulți ani și primele cărți mai serioase. Așa, și are și un film. Filmul și cartea sunt bune ambele, cartea mi se pare mai bună ca întotdeauna, dar și filmul chiar ilustrează foarte bine cartea și este foarte bun și el. Vă recomand amândouă, dar acum vorbim despre aceasta, care este, după cum spuneam, despre moartea unei femei înghițite de apele întunecate ale unui râu. Practic, sora ei, Jules, e măcinată de regretul că i-a ignorat strigătul de ajutor și are certitudinea că Nell nu s-a sinucis. Și da, o să vă dau un spoiler, probabil tot clipul o să fie plin de spoilere, dar aceasta este situația. Nell nu s-a sinucis, dar vă spun că nu o să ghiciți niciodată finalul. Este un final foarte tare, la care nu v-ați putut aștepta și chiar este foarte tare. Am citit-o de două ori și mi-a plăcut la fel de mult. Am fost la fel de surprinsă, nu vă dați seama, niciun moment de final, deci vă recomand din tot sufletul, chiar nu este de ratat. Următoarea carte este Ugly Love, despre fața urâtă a iubirii, de Colleen Hoover, care este o carte din nou în care autoarea prezintă și ilustrează o poveste a unui tânăr măcinat de trecut din perspectiva personajelor, de data asta mai puține ca în cartea anterioară, dar mi-a plăcut și aceasta foarte mult. Este o carte, de data asta este un roman de dragoste, ceea ce este cam neașteptat de la mine, pentru că nu prea citesc cărți de dragoste și n-am întâlnit unele care să-mi placă decât foarte puține, cum ar fi Sub aceeași stea de John Green sau Orașe de hârtie, tot de John Green, alea mi-au plăcut cel mai mult atunci când vine vorba de povești de dragoste, dar și aceasta este foarte, foarte bună. După cum vă spuneam, este un roman de dragoste care urmărește evoluția psihologică a lui Miles, un tânăr pilot de avioane, tăcut la locul lui, bântuit de un trecut întunecat. Tocmai pentru că el are acest trecut întunecat, pe care o să-l aflați pe parcurs, cel mai precis la final, nu o să vă așteptați ce i s-a întâmplat în adolescență, nu poate să accepte pe cineva în viața lui, de aceea este foarte greu să o accepte pe Tate, fata care apare în viața lui, și căruia îi pune câteva reguli, și anume nu pune întrebări despre trecut și nu te aștepta la un viitor împreună. Acestea sunt cele două reguli impuse în relația lor.
Și din pricina acestor reguli, relația lor se cam destramă până când Miles își dă seama că este bântuit de trecut și învinge trecutul în mod direct și atunci aflați și ce s-a întâmplat în viața lui și ce îl macină atât de mult încât n-a putut trece peste. Chiar este o carte foarte, foarte bună, este foarte detaliată, mi-a plăcut foarte mult și chiar vă recomand și pe aceasta. Eu le am, să știți, de pe Elefant, acolo găsesc cele mai multe cărți, găsiți toate cărțile ce să mai și chiar la prețuri foarte bune, ele au oferte de cele mai multe ori, mai ales acum în perioada asta că toți sunt acasă, chiar ne-ar prinde bine niște cărți și vă recomand pe aceasta dacă încă n-aș citit-o pentru că a fost destul de populară în ultimul an. Următoarea carte este de 19 ori Catherine de la John Green, care este unul din autorii mei preferați. Am citit foarte multe cărți de ale lui, mi-a plăcut foarte mult Sub aceea stea, cu siguranță o știți. Mie mi-a plăcut foarte mult și filmul și cartea. Filmul cred că l-am văzut de peste 5 ori, așa, sunt foarte mare fană. Dar mi-a plăcut și Orașe de hârtie, chiar este un film foarte bun și Căutând-o pe Alaska mi-a mai plăcut, deși te vine un pic cam plictisitoare acțiunea și căutările astea pentru Alaska. Dar deși celelalte cărți ale lui John Green mi-a plăcut, aceasta nu pot să zic că a fost una din preferatele mele. A avut părți bune, dar și părți rele. Ea este despre un copil minune, Colin, pasionat de anagrame, plecat împreună cu prietenul său Hassan într-o călătorie departe de casă pentru a-și uita toate dezamăgirile în dragoste. Și o să vedeți că titlul este acesta pentru că Colin, copilul minune, a avut parte de numai de fete numite Catherine și de aceea se numește de 19 ori Catherine. Și o să vă dau un spoiler din nou și anume întâlnește o fată în călătoria aceasta, tot pe nume Catherine, vă așteptați? Da, este destul de previzibilă. Și da, un lucru despre această carte este că acest Colin vrea să demonstreze teorema fundamentală a previzibilității Catherine-lor, care speră el să prezică viitorul tuturor relațiilor. Și o să vedeți că această carte este plină de de desene și de formule și da, trebuie să aveți timp să o examinați foarte bine. Ea este, da, v-am spus, este destul de ok. Uitați despre ce vă spuneam, o să vă las cadre mai apropiate cu toate schemele acestea pe care Colin le face în demonstrarea acestei teoreme. Vedeți despre ce vă ziceam, chiar are foarte multe formule, este legată un pic și de fizică. Și da, are destul de multe capitole, ea are 300 de pagini. Uitați despre ce ziceam. Da, are foarte multe scheme pe aici și el încearcă din răsputeri săracu să afle răspunsul la acestor Catherine din viața lui și este destul de dezamăgit de ele, dar na, are în final parte tot de o fată cu numele acesta. Deci cartea este, nu este ea cea mai rea, dar nu pot să spun că a fost preferata mea. Și da, apropo, în ea găsiți foarte multe cuvinte. O să descoperiți foarte multe cuvinte al căror sens nu îl știați. Dar oricum ele sunt explicate, găsiți cuvinte din spaniolă, italiană, germană, franceză și engleză, rusă, greacă, latină, arabă. V-a spus, cartea este destul de grea de înțeles, dar poate că o să vă placă și poate că pentru voi o să merite. Eu zic că merită totuși să vă pierdeți timpul cu ea. Deci, da. Ultima carte pe care am reușit să o termin în ultima perioadă este Insomnii de Irina Binder. Este o carte pe care o am foarte mult timp în biblioteca mea, dar pe care de-abia acum am reușit să o termin, deoarece eu am văzut-o ca fiind mai mult o carte de citit atunci când te pui în pat să adormi sau de citit în locuri calme, relaxante, pe plajă, de exemplu. Eu am avut-o cu mine la mare
și chiar este super, super drăguță. Ea nu are o acțiune ca toate celelalte cărți, ci este divizată în mai multe capitole care reprezintă sfaturi, învățături, povești de care poți avea parte în viața asta și cred că îi se potrivește oricărui tip de om, pentru că orice om cred că se poate regăsi în cartea aceasta și are destul de multe titluri sugestive la începerea fiecărui capitol și multe citate. Chiar o să vedeți că este o carte plină de citate și câteva citate chiar le-am memorat și chiar îmi plac foarte mult. De exemplu, uite, are titlul ca despre un om diferit, am obosit, răni fizice, răni sufletești, este o carte pentru suflet, v-am spus, este drăguță de citit înainte să adormi, ai ce învăța din ea, cred că de fiecare dată când o citești și am plănuit să o mai citesc încă o dată pentru că cred că încă mai am lucruri de învățat din ea, poate că n-am fost atentă la un moment dat, poate că n-am înțeles unele lucruri pe care a vrut să mi le transmită. Și chiar este o carte pe care trebuie să o ai în bibliotecă, chiar ai ce să înveți de la ea, efectiv. Chiar dacă nu urmărește ea o anumită acțiune și așa, este foarte, foarte drăguță. Am terminat cu cărțile, trec și la seriale. Apropo, o să vă caut cărțile și poate că o să vi le găsesc PDF, adică să le citiți de pe telefon și o să vi le pun în descriere, pentru că, să fiu sincere, când sunt prea nerăbdătoare să citesc o carte sau când nu o găsesc sau când nu pot efectiv să mi-o cumpăr, aleg să le citesc de pe telefon și deși nu este la fel ca și cum ai citi o carte, nu miroase ca o carte, nu se simte ca o carte, este un mod de a citi și acesta foarte bun, deci o să vi le caut și o să vi le pun în descriere despre toate cărțile despre care o să vorbesc în acest videoclip, de fapt, despre care am vorbit pentru că am terminat cu cărțile, trecem la seriale. Așa cum ziceam, trecem la seriale și în ultima perioadă, să fiu sinceră, nu prea am mai găsit seriale pe gustul meu și mi-este foarte greu să găsesc seriale pe gustul meu, deoarece v-am spus, sunt cam delicată la acest capitol și nu-mi place orice. Îmi plac foarte mult serialele cu mister, cu crimă, din care, nu știu, să efectiv să mă frământe pe interior și să mă gândesc în continuu la ce se poate întâmpla. Ei bine, acesta pe care l-am găsit recent nu este chiar genul ăla, dar mi-a plăcut extrem de mult și vorbesc despre Spinning Out. O să vă pun ceva poze cu el pe aici ca să-l puteți găsi mai ușor. Și este despre patinaj și mai precis despre o patinatoare care însă suferă de o boală și anume este bipolară, suferă de tulburare bipolară. Și cum am spus, este o patinatoare care a avut în cariera sa un eșec și anume o căzătură destul de mare, în urma căruia și-a pierdut încrederea în ea și o să vedeți că la începutul serialului se pune problema de renunțare, dar vă spun, nu o să renunțe, oricum vă dați seama de acest lucru pentru că serialul n-ar mai avea rest dacă ea ar renunța. L-am descoperit acum 2 săptămâni și el are un sezon, este un serial nou, am înțeles că sezonul 2 o să apară de-abia anul viitor și sunt destul de tristă de acest lucru pentru că de-abia l-am descoperit și chiar voiam să văd ce se întâmplă. Asta e faza proastă cu serialele noi, că trebuie să aștepți mereu după următorul episod sau după următorul sezon, pentru că unele seriale chiar publică tot sezonul deodată, cum este și în cazul acestuia. Da, acest prim sezon are 10 episoade, iar eu de când l-am descoperit l-am terminat în 2 zile, toate cele 10 episoade, fiecare episod având 50 de minute. Am zis că l-am terminat în 10 zile sau în 2 zile, nu mai știu. În fine, l-am terminat în 2 zile. Am văzut că am 5 episoade în fiecare zi, descoperindu-mă undeva seara, m-am uitat până târziu, iar după aia dimineața de-abia așteptam să văd ce se întâmplă, așa că l-am terminat de tot și este un serial foarte, foarte bun. Cum v-am spus, ea nu renunță la patinaj, dar întâmpină foarte multe probleme în recuperarea acestei încrederi de sine pe care ea a pierdut-o atunci când a căzut și și-a spart capul.
Și da, această boală pot să spun că am moștenit-o de la mama ei, pentru că și ea are probleme. O să vedeți că în acest serial sunt prezentate probleme de familie, probleme de în prietenie, de dragoste, te trece prin toate efectiv și chiar de-abia aștept sezonul 2 pentru că mi-a plăcut foarte mult. Un alt lucru pe care pot să-l zic despre acest serial este că îți dă o încredere foarte mare în tine, pentru că văzând prin tot ce trece ea ca să-și ducă visul la bun sfârșit și ca să reușească să patineze din nou, să se întoarcă din nou pe gheață, te face să te gândești că muncind poți să ajungi și tu la visele tale și poți să le îndeplinești. Deci este un serial foarte bun, de-abia aștept să apară din nou sezonul 2 și chiar vi-l recomand cu mare drag. O să vă las poze pe aici ca să vă dați seama mai mult și chiar o să vi le las în descriere, deci le puteți căuta și acolo. Și cum v-am spus, la seriale stau destul de prost, deci dacă aveți seriale care credeți că mi-ar plăcea, puteți să le lăsați în comentarii, eu sunt foarte binevoitoare și chiar o să le încep dacă o să mi le lăsați, pentru că am destul timp ca să vă toate serialele din lume acum că stau acasă și voi aveți. Și da, trecem la filme și am văzut câteva filme în ultima perioadă, unele mi-au plăcut, altele nu. De unele, sincer, aș vrea să nu vorbesc pentru că m-au dezamăgit, da, la nivelul ăla de nici nu vreau să-mi amintesc de ele. Și o să încep cu un film care mi-a plăcut, dar și mi-a displăcut. Și o să vorbesc de el prima dată ca să terminăm cu el și să încheiem și bine. Și anume, o să vorbesc de un film care a apărut destul de mult acum pe net, fiind un film destul de recent, iar toate persoanele vorbeau despre el și se numește Toate acele locuri minunate. El este despre un cuplu format dintr-o fată și un băiat, bineînțeles, prin preajma unui proiect școlar, tocmai despre locuri naturale minunate din statul lor. Practic, ei, prin intermediul acestui proiect, tind să se apropie mult mai mult. Ea, personajul feminin, este un personaj care suferă foarte mult pentru că a avut parte de o pierdere recentă în viața ei și anume sora ei a murit într-un accident de mașină, iar personajul, iar datorită personajului masculin, reușește să își refacă viața și să se trezească, pot să spun, din această suferință. Practic, ea este o fată care numără zilele până la facultate, până pleacă de acasă, iar el este un băiat care își dorește să moară și care are un comportament destul de dificil, ceea ce face și finalul filmului destul de trist. Este un film destul de previzibil, te-ai cam așteptat ce se întâmplă și nu chiar. Depinde, eu cam am așteptat, dar nu eram atât de sigură. Și este destul de drăguț, aș spune. Este bun de pierdut timpul, dar nu a fost preferatul meu și da. Cum v-am spus, finalul este destul de trist. De aceea cred că nici nu s-a încadrat limitelor mele, dar merită văzut. Poate vouă o să vă placă, nu știu, v-am spus, am auzit foarte multe persoane vorbind despre el și tocmai asta m-a făcut să îl vizionez. Bird Box, sau așa cum este tradus în română, Orbește, este un film care duce puțin la ideea de sfârșit al lumii, dar care mie mi-a plăcut foarte mult. Este despre o femeie care împreună cu doi copii încearcă să traverseze un râu care ar putea să-i ducă la salvare, dar nu oricum, ci legați la ochi, pentru că în lumea aceea apăruse o putere supranaturală pe care atunci când o vedeai, practic îți inducea ideea că vrei să te sinucizi și ți se schimba efectiv ceva în ochi. Ei bine, femeia aceea este una din supraviețuitoare, iar traversarea râului ar putea să-i ducă la salvare, deoarece acolo s-ar afla mai mulți oameni care au supraviețuit și care sunt cumva închiși pentru că lumina le-ar face rău.
și ar da de această putere supranaturală de care vă vorbea. Este un film destul de SF, spune, pentru că nimic nu este real, dar duce cumva la ideea de viață pe sfârșit, la ideea de sfârșit și mi-a plăcut foarte mult, deși la început m-a cam speriat, adică tot filmul este destul de înspăimântător și tot ce se petrece este un fel de acțiune, dar și SF, este super drăguț. De obicei nu-mi plac filmele SF, dar o să mai vedeți că se mai află unul pe aici din preferințele mele. Și da, chiar m-a ținut cu inima în dinți să văd ce se întâmplă, să văd dacă reușesc, pentru că este și le este aproape imposibil să treacă acel râu, mai ales legați la ochi și imaginați-vă cum ar fi în viața reală. Bine, de asta sunt filmele, dar eu m-am gândit în continuu cum ar fi chiar să ni se întâmple asta și cât de trist ar fi, mai ales că induce cumva la început la ideea de virus. Știu că personajul principal, feminin, chiar se uită la televizor și văzând că apare virusul ăsta undeva în Rusia, spune că aha, la noi n-are cum să vină. Da, ceea ce ni s-a întâmplat și nouă și de aceea am făcut asocierea asta între cele două luni, deși cea din film este mult mai dramatică, dar nu știu cum m-a făcut să mă gândesc pe mine așa. Deci, filmul este destul de bun, cu siguranță ați auzit de el. Este destul de vechi, nici nu mai știu din ce an este, dar știu că nu este contemporan oricum. Și da, mie mi-a plăcut super mult și îl recomand. La cuțite este un film de mister, crimă. El chiar începe cu o crimă și anume un mare scriitor este găsit mort în camera lui după cea de-a 85-a aniversare. Practic la această aniversare a lui cu o seară înainte se pune foarte mult problema de moștenire ce lasă familiei deoarece este un om destul de înstărit. Este găsit de asistenta lui mort și o să vedeți că sunt intervievați toți membrii familiei și toți mint când sunt întrebați ce s-a întâmplat cu o seară înainte, ce au vorbit cu tatăl lor, bunicul lor, depinde pe cine întreabă. Și toți mint, de aceea este destul de greu să ca detectivul să afle adevărul, detectivul fiind unul destul de glumeț și destul de bun, care a fost chemat de cineva cu o sumă de bani, dar cel care l-a chemat practic este anonim, dar o să aflați cine l-a invocat să participe la acest caz în final. Practic, cu cât avansăm în film, aflăm că moartea scriitorului a fost una din greșeală. Spoiler! A fost una din greșeală, dar la sfârșit o să aflați că cine joacă, practic, cine ține pionii, ca să zic așa, este cineva la care nu te aștepți absolut deloc și cineva chiar din familie, nu mai zic. Dar finalul este unul destul de misterios și să afli care a fost scenariul crimei cu adevărat chiar este foarte, foarte tare. Sau cel puțin așa mi se pare mie și chiar asta caut la filmele la care mă uit, la majoritatea dintre ele. Pentru că astea de mister, crimă, mi se par. Dar da, nu toți avem aceleași gusturi și gusturile nu se discută. Mie mi-a plăcut acest film, prin urmare vi-l recomand și vouă. The Host sau Gazda este un film destul de greu de explicat. De aceea o să vă citesc ceva de la începutul filmului, dar vă promit că nu o să vă dați seama de nimic. Pe pământ e pace. Nu mai există foamete, nu mai există violență, mediul s-a vindecat. Sinceritatea, amabilitatea și bunătatea nu mai sunt străină nimănui. Lumea noastră n-a mai fost perfectă decât atât. Lumea nu mai este a noastră. Am fost invadați de către o rasă extraterestră. Au ocupat aproape toate trupurile oamenilor de pe planetă. Puțini au supraviețuit în momentul invadării noastre.
Ați auzit ceva de o rasă extraterestră? Eu n-am citit nici măcar descrierea filmului, am auzit doar că este foarte bun. Pentru că dacă aș fi citit descrierea, aș fi văzut că este vorba despre extraterestre, nu m-aș fi uitat pentru că nu este genul meu. Este un film SF și, cum spune și începutul filmului, este vorba despre o rasă extraterestră care apare peste omenire. Ei sunt tot oameni ca și noi, numai că au în ei un chip care îi face să devină mai buni, amabili, cum am și citit, și să nu mai existe răutate în lume. Acesta este și motivul implantării acestui chip și această rasă extraterestră de pe altă planetă. Ei vor să nu mai fie răutate în lume, de aceea capturează oameni, le șterg memoria și le implantează acest chip care îi face să devină mai buni, să devină sinceri unii cu alții. Ei sunt o rasă foarte sinceră și au încredere unii în alții. Și ei își pierd memoria, dar îi duc cumva pe căutător, pentru că așa se numesc, la ceilalți oameni. Oamenii se refugiază, încep să se ascundă, trăiesc cu frica aceasta că vor fi capturați și de aceea, pe momentul în care văd că sunt capturați, ei preferă să se omoare singuri decât să fie prinși, pentru că dacă ar fi prinși, bineînțeles că ar duce la capturarea mai multor oameni. Faza este că ei capturează oameni, le șterg memoria și acei oameni îi duc și la rudele lor, prietenilor. Sincer, când am văzut filmul, l-am văzut ieri, este cel mai recent pe care l-am văzut și ultimul din acest videoclip, nu știam pe parcursul filmului cum are să se sfârșească, pentru că totul părea, nu, efectiv nu îți dai seama ce ar putea să se întâmple ca să ducă la un final fericit al filmului, pentru că totul era rău. Și o să vedeți că ceva se schimbă în percepția unui astfel de căutător extraterestru de pe altă planetă. Și cam atât o să vă zic. Filmul este foarte bun. Din nou, este cel mai proaspăt din memoria mea pentru că l-am văzut aseară. Este foarte bun, chiar mi-a plăcut foarte mult, este un film SF, eu nu mă uit la filme SF, v-am spus, dacă aș fi auzit că este cu extraterestri, nu m-aș fi uitat. Dar nu regret că l-am văzut, n-a fost o pierdere de timp absolut deloc și chiar mi-a plăcut super, super mult. Deci, prin urmare, vi-l recomand și vouă, chiar dacă nu vă plac filmele SF, acesta s-ar putea să vă placă și, da, merită văzut. Și cam acestea au fost filmele, serialele, cărțile pe care eu le-am văzut în ultima perioadă. Sper că n-am uitat niciunul. Dacă vă plac genul acesta de clipuri, o să mai fac. Scopul acestui video este să mai uităm de ceea ce se întâmplă afară și să ne bucurăm de ceea ce putem face acasă, și anume să ne uităm la filme, să citim tot ce nu ne-ar fi permis timpul înainte. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, pentru că numai așa puteți fi la curent cu noile mele postări. Eu am fost Daria, iar noi ne revedem data viitoare.